Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității Valahia din Târgoviște a organizat conferința internațională Societatea întemeiată pe cunoaștere, norme, valori și repere contemporane, ediția a 19-a 2023. Manifestarea științifică face parte din evenimentele care marchează împlinirea 31 de ani de la înființarea Universității Valahia din Târgoviște. În cadrul conferinței s-a desfășurat un workshop dedicat dezbaterii unor aspecte de actualitate pentru profesioniștii în domeniul juridic, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, impactul noilor reglementări asupra profesiilor juridice. La eveniment au participat reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici și ai Camerei Notarilor Publici Ploiești, precum și ai Baroului Dâmbovița. Evenimentul nostru, care a trecut deja de vârsta majoratului, anul trecut sărbătorind cea de-a 18-a ediție, este rezultatul unui parteneriat durabil dezvoltat între facultatea noastră și Facultatea de Drept și Științe Economice a Universității din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității Casilla la Mancha din Spania, Universitatea Națională de Educație la Distanță din Madrid, Spania, Societatea Română de Drept European, Tribunalul Dâmbovița, Camera Notarilor Publici Ploiești, cărora li s-au adăugat în ultimii ani, și le mulțumim pe această cale, Institutul de Cercetări Juridice Academician Andrei Rădulescu al Academiei Române, Academia de Științe Juridice din România, Asociația pentru Națiunile Unite din România, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și, în special, Centrul Transdisciplinar pentru Drepturile Omului, Clubul de la Cheia Victor Dan Slătescu și Asociația Criminaliștilor din România. Spectrul larg al partenerilor implicat în organizarea acestei conferințe, mediul academic, cel profesional, dar și susținerea constantă de care ne-am bucurat din partea autorităților publice locale, reprezintă pentru noi, așa considerăm, argumentul esențial al longevității acestei manifestări științifice, acestui proiect al nostru de suflet. Deși gândită în urmă cu 19 ani, tema conferinței este mai actuală decât niciodată. Astăzi, când se vorbește din ce în ce mai mult de bulversarea și chiar de criza valorilor și a normativității, o criză a ideilor și a ideologiilor, o fisură a sistemului de valori. Fără îndoială, nici normele juridice și nici valorile după care ne ghidăm nu sunt imuabile, ci se află într-o continuă schimbare și transformare. Stimați invitați, stimați colegi, dragi studenți, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația la acest eveniment. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitățile pe care le creați. Iată, ne vedem din ce în ce mai des la evenimente organizate între mediul academic și mediul economic, mediul juridic, da? Autorități locale. Eveniment care poate să conducă la un schimb de experiență foarte important, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru, mai ales pentru studenții noștri. Mă bucur că ați ajuns la o vârstă venerabilă a conferinței și vă felicit pentru acest lucru. Iar faptul că la acel moment, acum 19 ani, ați gândit o temă de așa manieră încât ea este acoperitoare, iată și astăzi, și vă oferă posibilitatea să organizați an de an dezbateri interesante, este, dacă vreți, un exemplu de gândire, de perspectivă, un exemplu de experiență fructificată a celor care au început această conferință acum 19 ani și iată că și astăzi putem să mergem mai departe cu ideile dânșilor, aplicându-le, bineînțeles, la provocările și la schimbările pentru care trebuie să facem față. Da, parcurgem o perioadă în care schimbările sunt foarte rapide și majore și trebuie să ne adaptăm din mers și de aceea este foarte important acest schimb de idei, această dezbatere a noutăților de așa manieră încât să găsim cele mai bune soluții pentru a merge mai departe. Sunt convinsă că cele două zile
pe care le-ați dedicat acestei conferințe, prin numărul și titlurile interesante ale lucrărilor pe care le-am văzut în programul dumneavoastră, vă vor oferi această posibilitate să aveți dezbateri fructuoase pentru perioada pe care o parcurgem și sper la final, la concluzii, să găsiți câteva lucruri care să ne ajute să mergem mai departe, mai siguri pe noi. Salut pe toți cei care sunt prezenți în sală. Sunt, în primul rând, de acord cu ce a spus doamna rector puțin mai devreme, în sensul că vă mulțumesc pentru invitația făcută pentru a participa astăzi la deschiderea acestei conferințe. A vorbit de valori și norme într-o societate care este într-o continuă dinamică, nu numai că este de actualitate, dar în același timp consider că este și un act de curaj. Curaj între ghilimele. Normativitatea socială a fost în atenția societății de-a lungul timpului. Noi suntem, după un eveniment din 1989, deci de-a lungul a aproape 30 și ceva de ani de zile, normativitatea în România a avut de suferit. Fapt pentru care nici la momentul de față încă parcă nu ne-am găsit calea normală cum ar trebui să fie într-o societate pe care considerăm deschisă și democratică. Din nefericire, am mai spus-o, este și o constatare și cred că și dumneavoastră sunteți de acord. În cei 33 de ani de zile, de la evenimentul din 89, am constatat că suntem sub vremuri, nu deasupra vremurilor, și de fiecare dată, în toată această perioadă, am avut momente mai puțin facile legate de ceea ce înseamnă, așa cum spuneam puțin mai înainte, normativitate. Faptul că s-a ajuns la cea de-a 19-a ediție înseamnă că încă subiectul conferinței nu suportă încărcătură și cercetare științifică și unde se poate realiza un lucru mai frumos și mai bun decât în cadrul unei instituții de învățământ superior, mai ales că această instituție de învățământ superior, vorbesc acum de universitatea noastră, are și program de licență specializat pe ceea ce înseamnă partea juridică și administrativă.